Atențiune, adunarea! Hai, soldat! Aliniați! Lanți! Situația este gravă. Suntem în război. Niciun aoleu! Nu vă supărați! S-ar putea mâna un pic războiul? De ce? Din cauza la fric. Adică din cauza la condițiile meteorologice. Ura! Responsabilitatea noastră este să apărăm cu prețul vieții voastre, Craiova! Ce cu burta asta la tine? Zi, a mea, fratele meu! Păi ia ta, că nu poate să fie a mea! Zic să fie ta, fratele meu, că a mea zice copilul la ta! Sunt comandant aici, am dreptul să am burtă, eu nu lupt! Eu dau ordine! Păi, fratele meu, adică... Tu stai la calfurică și voi muri ca prostii? Dacă e nevoie, da! Adică ce, tu ești becher? Ce-ai spus? Adică tu ești becher și nu suntem prost? Poftim? Adică... Da, sunt becher! Bine, frate, eu făceam un fotbal și copile. Care-i becher, care-i becher? De ce tu-i? Veni vorba de burci! Ce e cu burta asta, soldat? Să trăiți! Nu e a mea! E de la popotă, că ne-au dat fasole! Dar dau două părțuri și trece! Trăiți! Executarea! Ce e cu burta asta, soldat? Permite să raportez! Raportează? Am o problemă medicală! Rețin apă! Să nu mai bei apă! Trăiți! Așa mă gândeam și eu! Brav, soldați! Soarta Craiovei este în mâinile voastre! Deci n-ai venit, mă, medicule, dimineața la instrucție! Am fost la instrucție dimineața! Nu te-am văzut de dimineața la instrucție! Eram camuflat! Ce erai, mă? Eram camuflat! În ce? Într-un prost! N-a avut niciun prost dimineața la instrucție! De ce? Ai avut treabă în altă parte? Nu-ți permiți, măi, neica nimeni. Noroc că e nevoie de carne de tuncă, altfel să-i mușcam pe loc. Pe care e loc? Pe loc, repos! Soldați, am primit o notificare de ultimă oră. Primarul nostru, Olguța Vasilescu, a fost capturat. Iar în acest moment este ținută o statică. Chiar așa de mult ți la ea? Nu vreau. Atunci de ce plângi? De fericire! De ce? De fericire! De ce de fericire? Că este de-a noastră. E Olteancă! E din popor! Cine e de noroc? Cine e care mi-a mie Craiovei? Mă, măi, Craiovei? Dar nu-i Craiovei, că e Craiovei lui Mizinu, că te supăr genii! Nu tine Craiovei lui Mizinu! Ce, ce ai spus? Nu-i nu știe care mi-a mie Craiovei, așa cum spune, că Craiovei, Craiovei, nu-i Craiovei, că te supăr genii, că nu-i Mizinu! Idiot? Da, să trăiți! Nu vorbeam cu tine! Eu să trăiți! De ce răspunzi? Buzot? Nu avem timp de războaie personale, suntem în război cu un amic feroce. Ne-au capturat primarul! Știi cum se numește asta? O fac pe bune? Nu! Declarație de război, trebuie să punem mâna pe ei. Ca să-i mulțumim personal? Nu, ca să-i eliberăm pe Olguța! Am primit o notificare de ultimă oră. Dacă nu ne vom preda în 12 ore, o vor ucide pe Olguța. Mărbișorii! Ei, asta e, fratele meu! Mulți a fost, puțin a rămas! Repet! Am primit o notificare. Dacă nu ne vom preda în 12 ore, o vor ucide pe Olguța. Nu ne vom preda! Nu ne vom preda! Nu ne vom preda! Nu ne vom preda! Evident că nu! Dar bănuiți, unde o ține o statică? În pădure! În subsolul primării, într-un submarin subjiu. M-a pișat pe mine. Spune și tu ceva! Să te spun, fratele meu! Unde bănuiești că o ține o statică? Undeva departe, fratele meu! Pe ei se duci, fratele meu! Bravi soldați! Bravi soldați! Dacă sunteți patrioți, o vom elibera pe Olguța Vasilescu! Băi, soldat, dacă sunteți inteligenții, nu vom elibera pe Olguța Vasilescu! Bun! Domnule general! Atențiune! Să trăiți! Să trăiți!
Niculescu, care e situația la voi? E... Băieți, e pregătiți? Este. Hotărâme, soldat! Drăgulin, să trăiți! Ești gata să-ți dai viața pentru țară? Da, da. Bun. Hotărâme, soldat! Ești gata să-ți dai viața pentru țară? Da, este. Se vede. Hotărâme, soldat! Bergambiert! Ești gata să-ți dai viața pentru țară? Țare! Emoții! Emoții! Hotărâme, soldat! Fleșner! Ești gata să-ți dai viața pentru țară? Depinde. Depinde de ce? Ce țară? A noastră! Vedem, ne înțelegem. Bine, mai vorbim! Hotărâme, soldat! Miriu! Ha? Miriu! Mititelu! Soldat Mititelu! Ești gata să-ți dai viața pentru țară? Surprinde-te-mă! Răspunde la ce te întreabă, domnul general! Ești gata să-ți dai viața pentru țară? Peste 12 ore și un minut! De ce? De fericire! E pregătit? Am înțeles! Soldat! După cum ați aflat, primarul nostru, Olguța, a căzut în mâinile inamicului! Nu mai spun, Dumnezeule, pruncul e trecut, băi! Te glumiți, ești de Miguel! Emoția e... Prima mașină! Nu un alor alarmatei noastre! Stați! Stați așa! E băieții noștri! Suprește! Să ducem șoferul, să ducem în spate! Deschide ușa din spate! Este o doamnă! Olguța! Dumnezeu e român! Dumnezeu e român! Victorie! Victorie! Ce te-am rugat să vă ține, doamne, și ce vezi de altul, doamne? Doamne, cum ai creat, cum ai distrus, doamne? Doamne, mi-ai dat secunde de speranță și acum m-ai ridic și m-am băiat cu până la pământ. Euleu, doamne! Știu că vă bucurarăți, că mă văzurăți întreagă. Da, chiar sunt! Un comando suscinsă, descinsă, în buncărul în care fusei și mă salvară. Drecu, domnul vostru, drecu! Într-adevăr, vrură să-mi ia viața. Nu e! Aia din comandă, pirea, drecu, domnul vostru, drecu! Și nu pirea, drecu, domnul vostru, drecu, că e... Unde când apări, te declanșează și urtine la turi. Soldat Vigitalu! Păi ce, bun, acum buriță? Buriță, bun, acum pătrițucă buriță? Soldat Vigitalu! Nu te bucur că a fost salvată doamna Olguța? Trebuie la curie, nu știu la curie, mi-e cunoaște-o cu alcă, e echipată de creva mea, că nu se pune greva, tu știi că vreau mea? Ce-ai zis? Trebuie la curie, nu știu la curie, mi-e echipată de creva, tu știi că comanda la mine! Pregătiți arm! Vom declanșa atacul! În numele patriei! În numele eroilor! În numele Craiovei! În numele Olguței! Înainte! Mă murte! Bine, cu de rezultate! Bă! Când ai crimă, mei zute! Și ce mă bucur, doar! Ridicați-vă! Cu băia! Salvați-vă prima! Hai, soldați! Ridicați-vă, soldați! Hai, sus! Sus! Fugi! Salvează! Hai! La toc! Hai! La toc! Hai! 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 Hai!